Centrul Social Buna Vestire din cadrul bisericii cu același nume din Ploiești a fost inaugurat săptămâna aceasta. Așezământul oferă două servicii sociale gratuite. Vorbim în primul rând despre cantina socială amenajată în fosta casă parohială care a fost extinsă. Aici avem sala de mese, o sală care deservește o capacitate de 20 de persoane. Eu cred că este suficient pentru activitatea pe care noi o desfășurăm. Pe lângă cei 20 de bătrâni care pot mânca la cantină de luni până vineri, alți 80 vor primi acasă hrană gătită în bucătăria centrului social. Zic că este mică, este elegantă și ne bucurăm că putem să deservim persoanele vârstnice și așteptăm cu drag la noi. Din sala de mese o să mergem să vedem și bucătăria, o bucătărie care este dotată și utilată corespunzător, respectiv spălătorul de vase cu mașină de spălat vase, cuptor electric, aragazul, plita electrică, mesele de inox necesare pentru colegii din bucătărie, bucătarul și ajutorul de bucătar, un alt spațiu pentru pregătirea alimentelor, spațiile de depozitare, respectiv frigiderele corespunzătoare pentru fiecare tip de alimente, lactate, pește, ouă și carne. De luna viitoare și al doilea serviciu al centrului va fi disponibil. 25 de bătrâni vor beneficia de îngrijire la domiciliu și aceștia vor primi hrană, iar îngrijitorile vor face cumpărăturile, le vor lua rețetele de la medicii de familie și le vor achiziționa medicamentele. Cei care vor avea nevoie vor beneficia și de ședințe de kinetoterapie. Zona orașului în care ne aflăm este în primul rând în partea istorică veche a orașului Ploiești și caracterul parohiei noastre în primul rând și a celor înconjurătoare vecine cu noi este în principal acestui gen de persoane, oameni vârstnici, pentru că este o problemă cu vârstnicii în principal, nu numai în Ploiești, ci în toate orașele din țară, deoarece mulți dintre cei tineri sau forță de muncă pleacă în străinătate să câștige un trai mai bun, să își poată ajuta pe cei de acasă, dar cei de acasă rămân oarecum părăsiți. Beneficiarii Centrului Social Buna Vestire trebuie să aibă cel puțin 60 de ani și un venit de cel mult 1800 de lei pe membru de familie. Ne bucurăm și îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne aducă spor în fapte și să aducem și noi un pic, să spunem așa, de mulțumire pe fețele, în sufletele fiecărui beneficiar pe care îl vom avea. Beneficiarii acestui centru social sunt recomandați de preoții din parohiile din municipiul Ploiești. Pentru fiecare beneficiar în parte se întocmește un dosar social de către asistentul social angajat al centrului. Proiectul centrului social a fost realizat din fonduri europene. Investiția se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Activitatea este susținută acum de Biserica Buna Vestire, însă orice donație va fi binevenită în viitor.